A cincea zi de proteste pentru cel care a luptat pentru libertatea noastră. Înfometat și dezamăgit de acțiunile autorităților, bărbatul se află în continuare în fața prefecturii, unde este hotărât să lupte pentru a-și câștiga drepturile. Cum vă simțiți după 5 zile de protest? Slăbit, dezamăgit și iar dezamăgit. Familia dumneavoastră ce părere are despre demersul dumneavoastră? Au nebunit de nervi. Zice că i-am dezamăgit, că nu mă gândesc la ei deloc. Contactat telefonic, subprefectul Adrian Folea a spus că urmărește situația bărbatului. Am impresia, n-am confirmarea, că președintele de la asociația 15 noiembrie a dat acea adresă de care discutam și o trimis-o la București. Când am întrebat dimineață, adică dimineață până la ora 11, a spus că e dată la un avocat să o întocmească, ca să punem și articolele de lege ce trebuie să o facă. Acum nu am confirmarea că a trimis-o sau nu. Se pare că bărbatul nu este dispus să cedeze și este decis să facă în continuare greva foamei până când problema îi va fi rezolvată.